Echipajul de jandarmi montani a găsit pe cei doi adulți încercând din greu să-și elibereze mașina din nămeți, o misiune aproape imposibilă, mai ales că vântul bătea cu putere, iar ei nu aveau nicio unealtă adecvată care să-i ajute. Din fericire, niciunul dintre membrii familiei nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Pentru a evita astfel de situații, jandarmii vâlceni recomandă turiștilor să se informeze întotdeauna despre condițiile meteo înainte de a pleca la drum.